Peste 60 de milioane de euro, atât a economisit complexul energetic Oltenia în urma achiziționării certificatelor de carbon aferente anului 2019. Managerul companiei a explicat pentru TV Sud unde vor ajunge acești bani. Complexul energetic Oltenia a reușit să rămână cu o sumă importantă de bani în urma achiziției la un preț scăzut a certificatelor de CO2. Acești bani rămân la dispoziția societății, dar destinația lor este strictă, este convenită printr-un regulament privind modul de cheltuire a acestor surse. Prioritare sunt investițiile, certificatele verzi, dobânzi, rate bancare. Certificatele au fost cumpărate la prețuri cuprinse între 16,5 euro și 21,5 euro pe certificat, în funcție de momentul achiziției. Astfel, compania a rămas cu circa 60-65 de milioane de euro din creditul pe care i l-a acordat în acest scop guvernul la începutul anului. În contul producției de energie electrică anului trecut, complexul energetic Oltenia trebuia să cumpere 16 milioane de certificate. Cumpărase doar 4 din surse proprii și beneficiază de un împrumut de la stat în valoare de 251 de milioane de euro pentru a le cumpăra pe restul de 12 milioane. Dacă nu ar fi respectat termenul de conformare, compania ar fi riscat o amendă de 100 de euro pentru fiecare certificat neachiziționat.